fie la mod. Hai să trecem de la mod la mod. Dorin a venit adus cu forța, practic, de către Lida astăzi. Ne place de ei pentru că vorbesc foarte sincer despre ce se poartă și au venit cu idei faine pentru vară. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine v-am regăsit! Da, l-am adus cu greu pe Dorin, care e cam scump la vedere. El s-a mutat din București, însă nu și-a oprit activitatea. Recent a lansat la New York o colecție ale cărei piese sau o parte din ea o să le vedem astăzi în platou. O reinterpretare de port tradițional, de elemente tradiționale și reinterpretate, de fapt, într-o manieră proprie. Bună dimineața, Dorin! Neața, și mă bucur că sunt primul invitat al lui Elida, calitate de doctor în arte vizuale. Mă doamna bucur doctor. Că, da, dacă tot vorbim mulțumesc. De doctor și de alte aspecte. Am venit cu un proiect drag mie, cu broderia de Bihor, o broderie reinterpretată, adusă într-o zonă minimală, monocromă, pentru o bluză urbană, o ie urbană, atât pentru băieți cât și pentru fete. E o broderie pe care bunica mea a realizat-o pe un costum popular în urmă cu 60 de ani și... Da, mă mândresc că sunt din Bihor, din Țara Crișilor și vreau să promovez această zonă. Dăm drumul la treabă și la muzică, o să explicăm pe îndelete. Am o întrebare tehnică. Deci tu ai văzut broderia la bunica și ai furat-o sau te-ai dus și ai desenat după broderie? Sau ai luat-o în atelier cu tot? Am desenat-o după acea broderie făcută de ea și pot să spun că am transformat-o într-un program, pentru că este o broderie industrială, nu este lucrată manual. A devenit digitală, deci? A devenit digitală, ne aliniem noilor tendințe și cred că de data aceasta o să șochez puțin, pentru că styling-ul e puțin diferit față de ce am obișnuit eu publicul de fiecare dată. Vin și cu o propunere de costume de baie, în care motivele tradiționale românești se regăsesc într-o oarecare măsură mai mult sau mai interesantă. Asta chiar mi se pare extrem, n-am mai văzut. Da. Sau n-am mai văzut. Hai să vedem cum se potrivește. Avem aici o ținută de vară, Elida, ajută-mă puțin. Da, folosește materiale naturale, folosește borangic, folosește pânză, deci materiale tradiționale ce se foloseau odată. Cu un touch actual, ca să dea oarecare finețe produsului, pentru că asta e și ideea. Am devenit cu o propunere de bluză urbană în care tinerii să se regăsească foarte ușor, atât fetele cât și băieții. Ne dorim ca materialele să fie fluide pentru ei, pentru că asta apreciază ei de fiecare dată. Să sperăm că va avea succes. O facem colecția atât în materiale de bumbac, de in, dar și în viscoză. Bun. Corangicul, care e, corangicul de fapt, e discutat, mătasea da. Românească, da, exact, așa cum este exact, ea cunoscută. Exact. Deci piese unisex până la urmă, da? Da? Le poartă în aceeași măsură și fetele, dar și băieții, fără nicio problemă. Adică avem mai multe elemente pe care le putem accesa. Exact, exact. E un proiect pe care eu l-am inițiat în scopul de a promova tot ce înseamnă tradițiile din zona Bihor, din Țara Crișurilor, pentru că e o zonă foarte bogată etnografic. Am crescut în zona aceasta, am învățat carte de acolo și îmi doresc să promovez zona. Această colecție se va regăsi probabil de la sfârșitul anului într-o colecție muzeală prin toată țara și va fi și acel costum realizat de către bunica mea prezent într-o instalație. Și aici avem stylingul de care vorbeam, neobișnuit oarecum. Exact. Exact. Pentru că regăsim elemente de costume de baie, dar chiar și de lingerie, acest port jartier îmbinat cu ia în partea de sus, cămașa tipie. Exact. Dorim să ne apropiem cât mai mult de generațiile noi de tineri, care la ora actuală sunt într-o zonă puțin mai greu de acceptat de către noi cei din generațiile mai vechi și... Da, ne dorim să câștigăm de partea noastră, pentru că ia urbană, așa cum am denumit-o eu în această colecție, e o ie cu o broderie mult simplificată, monocromă și mai ușor de integrat în ținutele lor sport, care le folosesc. Povestește-ne despre acest print, care și el o poveste. Da, acest print e un print împrumutat de pe ceramica din Transilvania, un print care a realizat o atingere între motivele tradiționale românești și cele urbane ale costumului de baie. Deci dacă ne uităm cu lupa, eu nu pot că sunt căsătorit, dar dacă
Eu cred că poți să te uiți acum. Dacă ne uităm cu lupa, spuneam, domnișoară, unde vă grăbiți? O să, așa o să faceți și la Măritiș. Mai stați să se uite camera, că nu, mistrețul e foarte bătrân și n-apucă să apese toate. Hei, gata, s-a mai dus una mistrețe, asta este. Hei, lasă că... Deci dacă mă uit cu lupa, glumesc, dacă mă uit cu lupa, între motivele astea care... Eu am crezut că suntem pe arhaic, pe vechi, dar ele arată din zilele noastre, Dorin. Adică nu... Mulțumesc, că asta a fost și intenția și dorința dacă mea. Dacă nu mă anunțai... Cu toate că în zona din care eu provin și care am născut, am pregătit în această perioadă de pauză, să zic, pandemică, un centru cultural, un centru tradițional prin care se pregătesc noile generații de meșteri populari din zona Bihor. Dorim să promovăm către generațiile tinere aceste meșteșuguri vechi. Țesut la război, partă, tot ce se poate integra în zona respectivă pentru comunitatea din satul respectiv, dar și din împrejurim. M-a fascinat tot timpul că am trăit în casă cu un război la care, din nefericire, străbunica lucra, dar s-a oprit și bunica nu a dus mai departe treaba și noi tot timpul ne loveam de scula aia și ne întrebam, bă, dar ce e asta? Dar ce e bun, da. Și ce se face cu ea? Și uite că cineva a oprit acest robinet în familia noastră și probabil asta s-a întâmplat în o grămadă de familii. În majoritatea familiilor în România s-a întâmplat lucrul ăsta. Eu cu mândrie pot să spun că comunitatea din statul respectiv au venit spre mine cu donații, cu tot felul de lucruri care m-au ajutat în decorarea casei, tocmai pentru că li s-a părut un lucru extraordinar să reinventeze acest meșteșug. Trebuie să-ți precizez că războiul care l-a montat în urmă cu două săptămâni l-a montat cu două femei de 85 de ani care, surprinzător, au fost extraordinare cum și-au amintit absolut totul în ceea ce presupune un instalat de război. Care are foarte multe elemente mărunte, să fii inginer NASA să te prinzi ce unde vine. Ca și o picanterie, pentru ele zicea, gata, am depășit partea dificilă, deci partea de adunat pe bobina a fierelor, da? A uzelii. Da. Și zic, cum? Mie mi se pare că asta a fost partea cea mai ușoară și ce e greu de-abia acum rază. Nu. Pentru ele, tocmai asta era partea grea și ce urma, pentru mine era greu. Deci lucrurile și percepțiile sunt diferite pentru fiecare generație. Încheiem cu ținute tot de vară, de căldură, plajă? Sau? De plajă. E o propunere pentru sezonul care voi o să-l deschideți la mare în curând și sperăm că vedem aceste costume la voi în zona. Cu toții știm că femeia nu poate să coboare din hotel până la piscină doar în costum de baie, are nevoie de o ținută la ținuta de baie și uite că am venit cu propuneri. Mulțumim că ați venit cu ideile astea, bine că m-ai anunțat că sunt motive arhaice, că nu știam. Bine, pe ei le văd și eu, dar pe costumul de baie aș fi zis, ia uite, 2022. Să ne vedem cu bine, Elida, doamna doctor, sau cum se zice? Da, doctor în arte vizuale. Da? Mamă, să-i ștergi lui Michi numele de pe ușă, că n-are el. Ce să mai, el e doar Michi de la Neața. Așa se scrie. Aici locuiește doamna doctor.